Bă, deci Dana Budeanu urmări câteva interpelări ale ei. Atunci când începe să vorbească despre politică și despre tot felul de chestiuni de-astea sociale, și îmi vine unor s-o bat. Dar sunt câteva chestiuni în legătură cu care are o dreptate perfectă, una dintre ele fiind cele discuții despre femei și cum își creează elemental imaginea bărbatului perfect, la care să aibă totuși și niște bani, să aibă bani, pula mea, să aibă un status social, să fie frumos, să fie deștept, să fie citit, să fie, bă, cu o nesimțire ăștia din comun. Multe dintre ele nereprezentând nimic altceva decât corpul fizic, în pula mea, de care între noi fie vorba, bă. Am rămas necăsătorit până la 36 de ani și hai să zicem că totuși am avut de-a lungul timpului tot felul de tentații și am cunoscut un număr de persoane de sex feminin. Băi, nene, bărbatul se plictisește de fizicul unei femei după maxim 24 de ore. Părerea mea. Adică dacă este un bărbat cât de cât inteligent, bă, după 24 de ore, oricine ar fi. Gata, te obișnui cu corpul ăla, pula mea. Dar în rest, fă, n-ai nimic. Multe dintre voi n-aveți nimic, mă, mâncava și gura. Și aveți pretenții, mă, să găsiți bărbat de ăla. Păi voi meritați așa ceva, mă. Amețitelor. Și când spun că ele n-au nimic, nu mă refer, evident, la ceva material. Bă, dar dacă tu de altceva toată viața ta nu te-ai îngrijit decât de haine, care, apropo, acum uitându-mă și eu un pic la femeia asta, e greu cu hainele astea, mă, putem așa ele să mă fut, adică sunt foarte puține femei care se îmbracă ok. Dacă tu afară de treabă, bă, tu n-ai deschis o carte, bă, idiotul. Bă, tu ești nimic din punct de vedere spiritual. Ce să vorbească, mă, un bărbat cu tine, mă? Ce să vorbească un bărbat? Am început și eu exact ca la vremea asta, ce să vorbească un bărbat cu tine? Ce să vorbească un bărbat? Bă, bune acum! Ce? Bă, în momentul în care doi oameni spune că ar trebui să creezi o conexiune sau așa, bă, fiecare vine și pune pe masă ceva, înțelegi? Bă, și vine ala și zice, bă, uite, sunt destul de estetic din punct de vedere fizic, bă, am bani, da? Sunt un om relativ inteligent, sunt un om care la lungul timpului l-au interesat niște lucruri, a deschis niște cărți în pula mea. Adică am avut tot felul de preocupări. Nu? Sunt un tip, am o profesie, mai... Tu ce pizda, bă, te pui pe masă, mă, cretin? Bă, bune, ce pui tu pe masă? Tu cu ce vii pe masă? Tu vii cu pretenții pe masă? Tu te-ai gură de handicapat? Cu asta vii tu pe masă, mă, cu pretenții? Ia stai, mă, că anul ăsta devin și-o mai rău. Bă, bune. Și când zic pretenții, mă refer la această pretenție, de fapt, la pretenția de a avea un astfel de bărbat. Cine, mă, tu? Nu mai bea apă din lac, că te baci pe tine. M-au luat nervii amari. Cine, mă, tu să ai un asemenea bărbat? Bă, cât mai există un pic de dreptate pe lumea asta, nu trebuie să ai un astfel de bărbat. Am avut aseară spectacolul și când mă enervez, uite, mi se subțiază vocea. Am răgușit un pic. Și pentru cei care au întrebat de ce n-am mai postat, pentru că n-am avut chef în până. Efectiv, n-am avut chef, am stat și eu cu familie și n-am vrut să pun mâna pe telefonul ăsta. Plus că am scris mult în perioada asta, am avut de lucru și m-am retras din orice altă activitate. Dar am revenit, am avut aseară spectacol și ne-am repus pe roți sociale. Stai că subiectul ăsta mă... Plus că vă mai zic o chestie, băi, amețitelor. Ar trebui să nu vă doriți un bărbat de genul ăsta dintr-o altă perspectivă. Păi imaginați-vă că omul ăsta, da, dacă are și el niște preocupări altele decât ceea ce ai tu în creier, și anume rimel în pula mea, fard și site-uri de haine pe care oricum le combin prost, amețit-o. Omul ăsta mai iese, se mai întâlnește și el, sau poate are niște circuri profesionale în care se întâlnesc cu oamenii și discută tot felul de subiecte. Mai de istorie, mai de... ceva, adică orice altceva în afară de această sfera ta de descreierată în pula mea, de cretină. Păi tu ce faci? Te duci cu oamenii aia la masă și tu ce faci? Stai în pula, stai că am... te uiți ca surdă la telejurnal. Păi, nu te-ai simțit prost?
stai, dracu, cu bărbați de ăștia care îi găsești în pula aia în mediul tău, care stați și vă uitați în pula aia pe tot felul de... vă uitați pe Instagram în timp ce stați la masă în pula mea, ce mai făcut ăla, ce mai făcut ăla, mai vorbești și tu de un rimel, mai vorbești și tu de aia, pula mea, că altfel te simți prost, nu? Mamă, ce am răgușit. Hai, happy sutenarii, pă. Acum mi-am dat seama că am folosit cuvântul cu P și anume pula de foarte multe ori în ultimele postări, în ultimele instastoriuri, da? Îmi cer iertare pentru asta. Probabil că, da, conștientizez că am 36 de ani și că la un moment dat o să am 60 și o să ajung să mai folosesc pula decât verbal. Și mă antrenez de ce vă trebuie.